ce înalt și ce trist, părea Hrist. Luna venea după el în celună și-l făcea mai și mai trist. Mâinile lui păreau crimpe pe morminte, ochii adânci ca niște păduri. Luna îl bătea cu arcin pe veșminte argintindu-i. Vechi spături. Uimit am sărit de sub patul nasură. Doamne, de unde vii? Din ce neac? El și-a dus plin cu un deget la gur și mi-a făcut semn ca să tac. S-a așezat lângă mine pe rogojina. Pune-mi pe rând mâna ta. Pe gresne avea urme de cuie și lucină, de parcă purtase lanțul cândva. Ostenit și-a întins truditele oase pe rogoșina neacului mărci. Luna lumina, dar zăbrelele groase lunceau pe zăpada lui mărci. Părea celula munte, ca pațână părea, și mișunau pădușii cu scari. Am simțit cum îmi cade capul în mână și am adormit. 100 de ani. Când m-am deșteptat din afunda genune, palele miroseau a trandafir. Eram în celulă și era lună, numai el nu era nicăieri. Am întins mâinile, nimeni, tăcere. Am întrebat zidul, niciun răspuns. Doar razele reci, ascuțite în unghiere cu surița lor m-au străpuns. Unde ești, Doamne? Am strigat la zăbrere. Din lună venea fum de cățui. M-am pipărit și pe mâinile mele.